Am scos la licitație, a plecat la 2000 de lei și cineva din sat de aici a cumpărat-o cu 40.000 de euro. Da, așa se fac bani, că mi-au și eu niște oi. Uite-te ce fain stau aici. Mă, faceți și trotuar. Dar n-au loc. Dar nu, că n-au, că ei n-au nu merg pe jos. Da, au Porsche. Da. Deci cu elicopterul aici, la nuntă, dacă vrei. Ia uitați aici, stă primarul nostru. Ha? Marcel. Soția sus. Aici vin de lumânări, timpul liber. Doamne! Salutare, salutare, dragilor! Din Poiana Sibiului. Poiana Sibiului. Cel mai bogat sat de aici, din, aproape Sibiu, din România. Aproape din România. Exact. Unul din cele mai vechi sate de oieri de aici, de ciobani din România. De aici, da, practic a plecat tradiția asta cu ciobănia. De aici pleacă transumanța către toată România. Exact. Și cum bine știți, ciobanii sunt niște oameni foarte înstăriți, ciobanii gospodari, și s-au făcut aici un mic paradis. Și vrem să vă arătăm și vouă. Exact. Și să vedem și noi. Să le explorăm împreună cu voi. Ia uitați, deja apare una aici, vedeți? Deci nu sunt de țigani, sunt de ciobani, vedeți? Gândiți-vă că aici unele case, bine, mă, nu toate, dar unele au și lift, cu lift urcă oamenii aici. Mașini luxoase, da, Ferrari, au Ferrari la poartă. Doar Hoffmann-Up. Să vedem, poate găsim. Mulți dintre ei sunt plecați și străinătate. Da. Dar cu obloanele trase, vedeți, ăștia sigur sunt plecați. Dar cam așa arată. Oricum, îți dai seama că nu sunt de țigan, pentru că sunt alt design. Da. Țiganii au cumva, cumva tradiționale, dar ia uitați cum sunt renovate, pur și simplu, da. Vă dați seama cum arată. Așa erau înainte, vedeți? Astea și ei le-au făcut super, super renovare, le-au tras. Este un sat destul de mare, dar se ajunge foarte, foarte greu. Cumva pe Transalpina puteți să ajungeți din Sibiu, faceți undeva la 40 de minute. Undeva la 30 de kilometri, dacă bine. Da. Și e foarte liniște, nu e nimeni acum pe stradă. Ia uitați. Că e în timpul săptămânii, probabil. Da. Oamenii sunt plecați, ciobanii sunt plecați cu oile. Noi inițial am vrut să ne luăm și brânză, dar nu știu dacă găsim, că aici chiar e ca la mama, brânza. Ia uitați, Prodan Bonțu, casa, și uite și-o, și-or făcut și cu, mai fain ca nu le orașe din România, vedeți cum au? Da, asta, dar sunt și așa. Da, gândiți-vă că ăsta e un sat din România. Da, și nu știu cum se fac nuțele, dar aici se fac cu peste 1000 de persoane și am văzut un videoclip fix pe stradă, că iese și biserica, cred că mai în față, și și-au întins așa un covor roșu și mergeau pe covor cu elicopterul frumos, se vine. Da. Deci le place să trăiască. Muzică frumoasă, tradițională. Pe bani. Stai seama, asta e foarte scumpă, ușa în asta de len, așa, faină. Doamne, au așa cămașă faină, ia uitați aici, ce frumos e făcut foișorul ăsta, vedeți? Cum foi, cum se cheamă astea? Troițe. Așa acoperită cu geam termopan, ia uitați, o trecut acum. Un Mercedes. Au nume din astea. Iar am citit foarte interesant că aici la biserică s-au făcut ceva renovări și
și dar putem să mergem, nu trebuie să stăm. Cum uite aici, uite de vânzare, să ne luăm. S-au făcut ceva renovări și cineva și-a cumpărat strana și a fost scoasă la licitație de către preot sau de către, nu știu, de către biserică. A fost scoasă la licitație, a plecat la 2000 de lei și cineva din sat de aici a cumpărat-o cu 40.000 de euro. Vă dați seama? Vă dați seama. S-a licitat până la 40, ăla? A zis, eu dau cât mai mult că vreau să stau în strană toată viața mea. Și stau acum. Vreau întreabă, dar așa ți fac bani, că mi-au și eu niște oi. Uite-te ce fain stau aici. Vedeți, asta oricum este o tradiție care s-a transmis din tată în fiu. Nu s-au făcut averea așa peste noapte, hai că sunt un an cioban și gata, îmi fac casă și vin cu elicopterul. Nu, da. Sunt generații care au adunat bani. Au mai pus câte o cărămidă la o casă, știți? Nu știu, parcă dintr-o dată s-a făcut. Da. Așa cu stropire din asta de ciment, vedeți? Mai vezi. Mai sunt și mai vechi, a început și... Hei, acum, ba plouă 5 minute, ba-i soare. Și-ai vremea la munte, se vede are un peisaj extraordinar de aici, de sus, foarte frumos, undeva deasupra autostrăzii. Wow, hai să văd văcuțe acolo în față, vezi? Da, niște văcuțe. Aici are o viluță. Și cred că ne deschidem și umbrela. Ia uitați ce vilă se trage aici. Asta chiar nu mai e tradițională, nici poarta, nici nimic. Se fac mai multe drumuri, vedeți? Și aici, da, ăla e principalul. Marcel, deschid umbrela asta de Barbie. Foarte frumoasă umbrela. Am găsit-o pe jos, cred că. Să vă șterg. Ia uitați cu Maica Domnului, au aici foarte frumos, vedeți? Da. Da, pe noi nimic nu ne oprește. Ai putea tu să-ți iei umbrela? Da, hai că încerc. Sau să vin eu acolo? Dar să nu te duci prima. Uite, pute. Pute a balegă de vacă, ia uitați, foarte mare, nu? Se pare că așa, răsfirat, mare. Este întins. Ce plouă. Cred că mai țin și eu. Nu, las că țin eu. Nu ne descurcăm. De ce se face? Nu este trotuar, deci... A, era puțin, era puțin, dar acum... Să vă faceți și trotuar. Dar n-au loc. Dar nu, că n-au, că ei nu merg pe jos. Da, au Porsche. Degeaba. Da, uitam ce aici, acum nu o sărată. Hai că aici nu mai plouă. Da, uite, numărul 76. Fiecare cum a avut... Sincer, mi se pare interesant satul. Ce, fiecare cum a avut casele vechi? Cum a avut chef, cum a avut dorință, așa și-a făcut casa. Toate sunt unice în felul lor. Da. Dar chiar îl... Îi dau și profi. Și-a făcut unul profiu. Dar chiar îl să... Da. Uitați-vă și voi. Direct cu mașina se intre în casă. Da. Interesant. Mai cunosc sate din astea acolo în Aramureș, dar alea-s de țigănuș mai mult, nu? Nu, că și alea tot așa de bugazi din astea, dar ăsta n-am știut de el, sincer. Ia uitați. La 7 km e Jina. Puteți să mergeți. Astea state sate din astea de oieri. Pavel și Liuța. Marta din 2001 și-o tras asta, fain, super. Și la profi să intrăm să ne luăm o... Scriu și nume. Da. Rodian, Rusalim, uite și ăsta. Și practic e centrul lor. Da, uite ce mare, da. Așa. La profi, a, e deschis, am venit aici. Se lucră, aici se pune canalizare, da. Niște parcău. Acolo, iar o casă, partea asta. Da, vezi? Dar plouă, toți stau, vezi? Numai noi mergem așa pe... Noi nu ne ferim. Noi mergem prin ploaie. Hai să vă mai șterg.
Uitați acolo, sunt o felul de școala gimnazială, da? Și primăria ar trebui să fie oare deschisă biserica aia. Hai să vedem asta, nu? Și biserica aia, ce mare, și da, niște valize. Hai că ăsta vine, cred că drept, să lăsăm. Da, practic multe case. Nu? De renovare. Da, să intrăm aici? Cred că are hramul Sfinții Mihail și Gabriel, dacă nu mă înșel acolo. Are stație, uite, Transmixul vine pe aici. Și asta este biserica, are foarte vechi, uite, au fanuncină, da. Pe aici se intră. Nu. Este închis. Are altă intrare? Vedem. Nu a avut noroc nici Marcel. Ah, și aici ai de fapt. Uitați ce ușă. Închisă. Da, duminică probabil se va deschide. Da. Aici e birtu? Acolo cred că e o școală, dacă nu mă înșel. Și Marcel în bătaia ploi. Hai să mai stăm. Acolo cred că e primăria. Hai acolo să stăm până se oprește, da, că sigur se oprește. Nu stau la birze, că nu pot să beau bere. Dacă mă uit eu, cam majoritatea, 80% dintre case au un etaj, nu sunt așa cu parter doar. Da. Dar și ce din ăsta fain de făcut. Centru, așa. Interesant. E în renovare, nu finalizat, dar se vede că se lucrează. Check bank aici. Hai să mai și oprit, ha? Ne băgăm aici? Da, hai aici la check. Să ne scoatem check-ul. O falimentat check-ul, că s-a terminat cu alte bănci. Da, băncile străine. Ia uitați aici. S-a mai oprit puțin ploița și am luat-o tot drept pe străzile astea, de frumos au lemnele, Marcel, pregătite. Și am văzut și un magazin mai încolo, de unde poate să vedem dacă au brânză. Mai bine? Liniște de aici la Barâs, oameni, aminte, bine ați venit. Ghiță și Nela, Oprean, Buca Popi. Dacă ești Buca Popi, Mulța și Ioan, unit, vezi, frumos, măi. Da. Dar ce părere aveți de case, așa? Ia uitați aici și vedeți ce are în vârf, în vârful casei, o cruce. Deci este și cu credința, vezi, Marcel? Dacă o dau 40.000 de euro să stea în biserică. Oa, iară, cred că începe ploaia. Să fim și noi credincioși, să nu vină. Dumitra și Maria, vezi, toți sunt așa familii, familia cu religia, ca în America de Sud. Ai făcut? Ce casă frumoasă și aici. Italia. Nu, dar zăi seama, sunt diferite așa, foarte interesant. Fiecare are altă culoare, da, totul tuns, toți. Minunțios, da.
Și gândiți-vă că n-au spațiu de curte. Foarte rar. Da? Câte am văzut așa și pe deal, s-au întins până la ieșirea satului cu vile din astea. Mie, sincer, nici nu mi se pare a fi un sat. Ăsta cum am mai zis, orașe care arată mult mai rău decât ce e aici. Vezi, Marcel, toți au garaj, deci clar au mașini. Uite, deși aici câte are 3 etaje omul ăsta. Uite, deși asta. Stai, încă nu o veni. Se intră cu amprenta. Da, are pentru amprenta, să-ți spun. Cred că astea care sunt așa mai vechi sunt căutate, imediat să se dea, să se facă una faină. Gândiți-vă că materialele construcției se aduc greu aici, nu-i așa? Așa cum ai fi la oraș și tot. Ia uitați ce există. Aici mi se pare că e una mai tradițională, da, asta e de vânzare. Și nu e ultra luxoasă, vedeți? Da. Și a verde, faină. Dacă vreți, asta e vânzare, sunați acolo. În acest sat mirișii. Poiana. Deci știți că este foarte mare. Am văzut pe Maps ăla. Da, foarte multe. Și în stânga și în dreapta. Dar spuneți-mi, ce părere aveți de... Ați mai văzut așa sate prin România? Ați zis să mergem în sate. Ia uitați ce ne-am speriat când am venit în satele din România. Bine, știu că sunt și sărace. Da. Cu roz. Da, mă, ăștia sunt așa pe tradițional. Cu ghirlande din astea. Ia uite și aici ce fain și-au făcut. Astea sunt, da, dar mai bun pe multe din astea. Deci cu elicopterul aici, la nuntă, dacă vreți. Ia uitați. Vă dați seama și câți bani trebuie să dai aici dacă vii la o nuntă. Bani și foarte mulți invitați ca să faci o așa nuntă, câți bani trebuie să ai. Pentru că ei, chiar v-am zis, cu cel puțin 1000 de invitați nunțile. Mă, aici ar putea, Marcel, să ne facem o sală de nuntă. Vă dați seama ce ar veni. Dar trebuie foarte mare. O hală din asta, stil cum e mai mare ca Lidl-ul, ca Kaufland. Sunt multe și așa neterminate, vezi? Ia uitați. Se lucrează de zero. Închide floricica. Da, uite-te. Uite, putem să intrăm în unul până asta. Dar nu-i nimic. Să vezi arhitectura. În primul rând are 2 etaje, garaj. Vedeți câte camere. Plus acolo în spate, așa. Interesant. Scările alea. 1, 2, 3 etaje plus asta jos. Păi 1, 2 și ăsta e 3. Na, 2 etaje. Cu scări frumoase. Și aia în spate. Și... Uite, ce? Da. Fiecare v-am zis, doamnă, trandafiri, și-au făcut după bunul plac. Dar, foarte important, că și-au făcut. Și-au făcut și și-au făcut pe bani câștigați, știți, da. Nu furați. Asta e de apreciat. Tot harde. Yes. Tot harde. Look. Așa, am uitat asta, merg, știi? Da, ești pe engleză acum, știi? Party harder. Și muncesc, dar și când petrec... Nu mai scapă. Păi știe toată România. Da. Să nu prindeți aici anuntă, că nu mai mergeți cu mașina. Dacă sunteți în zona asta... Și aici au fost. Cum se fac la voi?
Se fac așa, party? Și petreceri în general, nu doar noi, și botezuri, și civile, aniversare, tot felul. Da. Hai să trecem, că aici... Nu, asta e mai nasol cu drumul. Da, aici mai mult primăria, știți? Oare unde stă primar? Primarul are una modestă, mică, albastră, așa, cu geamurile picate. A, uite, imediat vă arăt. Asta, nu, aici stă popa. Consilier. Ia uitați, aici stă primarul ăsta. Ha? Marcel. Soția sus. Aici vinde lumânări. Timpul liber. Nu, vă dați seama. Da, da, uite, ăsta are și curte. Mama. Mărăcini. Foarte mult îmi place că au cruce la casă, sus. Toți au, aproape toți, vedeți acolo. Da, să ai cruce pe casă. Nu știu. Desenate, da. Uite, și astea vechi aveau cruce, vezi? Minuțioasă, așa. Da. Credincioși oameni. Aici la Sibiu. Ia uite și asta, Marcel. Doamne. Cred că e și nuntă, mă, se aude. Da, da, de seama, e foarte scump. Ți-arate că există. Noi, pe șosea, ne minunăm, alții în casă se minunează. Foarte frumos au lemnele astea aranjate, vedeți? Asta are design, fain cu brăduțul. Mă, au ei așa, știi, Marcele, da? N-au grădină, eu foarte mult m-aș bucura cu grădină să aibă. Să am eu, nu ei, nu. De ce să-mi fac așa mare și să... Stau în ea, practic, știți că nu pot să ies la aia, da? Uite, merg doi pași și am munții ăștia frumoși, cu vaci, cu brazi. Da, nu știu dacă le mai trebuie grădină. Uite și asta, cât e. Și porțile astea mi se par foarte așa. Da. Dacă vă uitați și astea tradiționale, tot așa mari, da? Da. Uitați aici, un râu frumos. Da, uite cât e aia. Se ascultă muzică. Da. O, dau tot ce le trebuie. Uite, au țigle de aici. Ce vrei mai mult? Și asta, vezi cum și-a făcut? Fundație, fain, la râu. Pod. Copelul. Mie-mi plac astea, troițele astea de lor. Troițe, uite, fontăniță aici. Da. Asta era probabil proprietarul casei. Și-a făcut, cum ai spus, domnului. Da, unic. Ce părere aveți despre așa sat? Dacă, cum știți și voi, satele din România, majoritatea sunt foarte așa, sărace, la limita supraviețuirii. În pierdere, adică nu prea mai stau. Da, numai bătrâni. Și nu se mai construiește. Vă dați seama că aici nu stau bătrâni din ăștia de 80-90 de ani. Stau și tineri, dar mă, și nu prea stau, sincer. Asta nu-mi pare o casă în care este locuită, știi? Dar nu mai sunt. Uite, asta are tradițională. Vedeți? Asta, da. De are propaganda asta cu alegeri, cu tot felul a rămas. N-am mai schimbat nimic. Și noi tot mergem, deci vă dați seama de când tot mergem și nici n-am început de la începutul satului. Și tot mergem și tot în casă. Deci e foarte mare. Comuna asta, nu știu ce-i. Da. Se fac, uitați, tot felul de potești, străduțe, uite, ABC iar al doilea, deci poate o să găsim o brânză. Lumea se uită la noi, căluțul.
foarte frumos. Da, deci mai ies și din astea, două, trei. Să intri pe tu. E art tradiționale la ei. Da. Dar liniștit. Ia uitați și asta. Îmi place că au la obloane așa cu roșu și alb. Interesant. Sărbătoare, da. Să mergi la biserică și să vezi oamenii să ne chemați la nuntă dacă faceți aici. Nuntă, da. Botez, înmormântare, cred că și alea sunt fastoase. Și e și în pantă. Satul ăsta, da, e foarte în pantă, uite și casa asta. Foarte mulți bani sunt investiți aici, deci practic comună, cred că îi îți investiți mai mulți bani decât îți investiți într-un oraș, Marcel, ce zici de această împărația mea? Mai greu cu șoseaua, trebuia să venim cu mașina. Ați văzut, domnul ne-a salutat. Aici au o căruță. Și aici ce-ți face unul, Marcel? Ai, unde? Aici, asta, da. Vedeți, o cumpărat asta și nici nu se vede. Suportile astea picate. Da, se înalță. Își face din ăla cu hâ, știi, direct aterizează elicopterul, fain. Da, lux și opulență. Uite, asta e de vânzare, iară, dacă vreți. Păstrați zidul și în spate ridicați. Dar și bun gust. De exemplu, da, și mie, na, nu-i... Da, și mi se pare mic. Chicios. Uite. Sunt curios, oare cât costă? Nu știu, asta e foarte... Nu contează, numai terenul. Că așa o distrugi, oricum, ce mai faci? Uite, aici are un lanț câteva noi. Uite, maica Domnului. Frumos, da, uite și așa. Uite, te vezi cum e poarta aia veche, tradițională, și poc în spate. Ce părere aveți? Și acolo, panouri solare, numai acoperișuri noi, văd. Din astea scumpe. Toți au așa minim două etaje, plus mansarda, cred că e acolo sus. Cum era satul ăsta acum 100 de ani, Marcel? Nu avea nimic. Cum își casele alea ce-i scria de vânzare. Tot erau bogați oamenii de aici, știi? Erau, mă. 100 de ani, pentru că munceau. Exact. Mă, se poate, vezi, munceau. Merg și Maricica stă aici. Maricica. Merg și Maricica, dacă nu vedeți. Bravo! Bravo! Bravo, Întoiana Sipiului. Asta cu roșu aprins, fain. Mai ca Domnului cu lumânare, are special gemuleță. Numele. Da, era. Să știe, 1968. Bine ați venit, uite. Și ară. Da, asta e mai ok, așa. E mică. Aici, dacă îți cumperi casă, trebuie să dărâmi aia, da. Acolo un urs negru. Vezi? Autocarul. Autocarul. Asta ce-i? Da, cred că e cățelul ăsta așa. Și aici e una mai părăsită, tot felul. Și în spate dealuri, așa. Și da. Vedeți că se mai nu se mai poate mișca cățelul așa. E bătrân. Uite și aici ce intrare. Dar ușile cred că și le-au luat toți la fel. Cam la fel le au. Aș, la comandă. Sunt așa mari. Din lemn masiv. Din lemn de aici, din pădure, da. Ce făgăraș unde? Aici e granița asta între Sibiu
Hunedoara, Oltenia. De super bele. Da. Nu știu dacă ați văzut, sunt din alea așa mai... Faine, crețe, de bogați. Uite și aici, vezi? Aia ce e, că o fi murit cineva? Uite ce balconaș, așa îți scoți acolo. Așa mică. Ușiță, îți scoți scăunelul. Da, cred că ajungem spre final, în sfârșit. Da, de aici la finalul nu-i mai chiar acolo, ai văzut în centru chiar vii. Crema. Crema acestui sat. Și gândiți-vă, v-am zis, pe drumul principal suntem noi, mai ies încă 5, să zicem, în stânga și în dreapta, alături, n-ar încet tot așa cu case, cu vile noi, și noi, și renovate, dar nu-ți mai rentează să renovezi când ridici așa. Și foarte multe sunt terminate, vedeți cum e și asta. Da, asta nu s-au mutat oamenii. Păi asta zic că, nu știu, par așa, cam nelocuite. Parcă le pregătesc pentru ceva. Vin și ei numai la nunți. Ce fain tună. Ne întoarcem în chiloți. Dar vezi, asta iară mi se pare că am văzut multe. Cu roșu și alb la obloane. Asta e culoarea tradițională acestui sta. Da. Ce? Asta, da, pentru că cred că a murit Ioan și Oara. Dăncilă. Uite și aici, practic e al aceeași familie, cred că. Mă, acum faci nunta, te naști, mori, sunt numai sărbători. Ăsta e becul tradițional românesc, ăsta rămâne. Așa cu modele. Neon cu filet. Da. Carcasă. Asta îmi place, uite, are și el grădinuță. Nu, vezi? Vai, dar ce fain peisaj e. Ce fain coridor ai. Asta a fost, cred că, magazinul satului. Da, când înainte să deschidă Profi. Așa aici, ca e la ieșire. Uitați ce frumos peisaj, așa cu... Practic, sunt tăiate pădurile și au rămas așa. Și brazi în spate, niște da. Căluți. Chiar un... O din asta, troiță. Că avea și șorț. Avea și ce mai oprit-o? S-a uitat? S-a uitat. Uite și acolo, ah, da, păi poți să mergi, pe ți-am mai zis, dar asta văd că nu e asfaltat drumul. Mergem către un magazin să căutăm brânza renumită de aici, din inima satului. Fain, arătăm toți, uzi, uitați da, aici. Da, n-am filmat ne-a... o ploaie. Da, ne-a botezat ploaia aici. Da, am luat măcar brânză, ia uitați. Am găsit până la urmă brânză, să știți că foarte greu de găsit, deși este satul oierilor, cum ar fi. Da. Doar vreo două persoane mai fac brânză aici. Am mers la o doamnă acasă. Am mers prima dată la un magazin, o trimis la alt magazin. De acolo ne-am întâlnit cu un domn cu noi, Marcu, ne-a zis să venim. La nu știu ce, unde-i parcat la o casă, la nu știu ce număr, printre da. Stâlpi, la un Passat, la poartă, după Profi. Na, până la urmă am găsit. Și chiar ne-a așteptat cineva. Da, nu? Cred că a vorbit ăla cu da. Noi, Marcu. Cred că s-au sunat, știi? Vă vezi că am trimis pe cineva după brânză la tine. Și ne-a dat să gustăm toate. Avea fain acolo făcut. Da, avea o cameruță. Așa, igienic. Mi-a plăcut. Era o doamnă bătrână. Și am întrebat-o că de ce... Doar ea mai face brânză. Și a zis că dacă restul plecați la oi și nu prea mai sunt oameni aici ca să facă brânză. Plecați în străinătate mulți. Eu v-am zis că satul e pustiu și se vede așa. Na. Am dat 35 de lei kilogramul de brânză aici. Da, una e mai sărată și una nu e chiar așa sărată, mai proaspătă cu... Făcute de dimineață, așa da. Ne-a zis. Am dat 80 de lei. Mi-a dat să gustăm foarte multe. Într-o casă așa tradițională. Dar de ce? Asta e de oaie? Da. E brânză de oaie, că doar suntem că la vacă. Ciopan. Da. Păi și ce, brânza de oaie mai scumpă ca aia de vacă? Nu cred. Că-ți cam la fel, nu știu. Asta are alt gust. N-am luat și brânza. N-am luat și brânza, am văzut. În acest sat.
sat comun asta, Poiana Sibiului, una din cele mai bogate comune de aici, din toată România, de fapt, nu din județul Sibiu. Da. Spuneți-ne în comentarii ce părere aveți pe unde să mai mergem prin România. Dați un like, abonați-vă și vă pupăm. Pa!